Care este cel mai ieftin broker? Știu că sunt persoane care folosesc un broker în investiții, dar am văzut că au crescut comisioanele și taxa pentru dividend a fost introdusă. Este oare acum momentul să te muți de la acel broker sau să rămâi la acel broker? Sau către ce broker ai putea să migrezi? Trebuie să vedem care este cel mai ieftin broker și cel mai optim broker pentru investițiile noastre bursiere. Pentru că vine salariul și trebuie să plătești comisionul când investești. Dacă investești într-o companie plătești un comision, dacă investești în trei companii, plătești al comision în funcție de broker. Așa că în acest material am strâns pentru tine toate datele referitoare la broker, la comisioane de tranzacționare și vreau să comparăm acești broker și să identificăm cel mai bun broker, dar bineînțeles cel mai bun broker pentru situația ta particulară. Pentru că un broker bun pentru tine sau ieftin, mai bine zis, poate pentru mine nu este sau pentru altcineva. Și atunci trebuie să stabilim niște criterii și să respectăm acele criterii după care o să identificăm cel mai ieftin broker. Dacă vrei să rămâi cu mine în acest material, te invit să lași o apreciere mai jos pentru că așa ne pot susține echipa. Tradeville și-a schimbat în 2024 grila de comisioane. Unele persoane au fost dezamăgite, unele persoane au înțeles că trebuie să-și crească pentru că ceilalți broker aveau comisioane mai mari și au adus comisioanele la nivel de piață. Pe noi ne interesează să reducem comisionul cât se poate de mult și să ne creștem câștigul. Și într-adevăr, în momentul de față, pentru Tradeville, o platformă care este foarte utilizată de către mulți investitori, vedem comisionul pe tranzacție este de 0,43% și pentru fiecare tranzacție plătești un comision extra de 1,5 lei. Adică dacă vrei să cumperi în 2 emitenți, plătești 3 lei. Dacă vrei să cumperi în 5 emitenți, plătești pentru fiecare 1,5 lei. Și mai nou, acum din februarie în 2024, au introdus o taxă pe dividende 1 euro pe fiecare dividend distribuit, adică fiecare eveniment corporativ care presupune distribuția de dividende. În ce sens? Adică plătești 5 lei pe dividend, Dividendele pe care le primești de la Banca Transilvania mai plătești 5 lei pentru dividendele pe care le primești de la Hidroelectrica. Și atunci foarte multe persoane care vor să diminueze aceste comisioane sau care primesc, să spunem, mult în dividende și de la mai mulți emitenți, trebuie să suporte câte un euro 5 lei pe fiecare dividend plătit. Acum sunt investitori foarte mari pe care, să spunem, nu-i interesează, au investiții foarte mari și nu înseamnă atât de mult, dar sunt și investitori la început de drum sau în călătoria de investiții și, bineînțeles, bineînțeles, nu le convine să plătească 5 lei pe fiecare dividend primit. De aceea, o să ne uităm la ce alternative avem. Pentru fiecare tranzacție pe care o efectuezi de cumpărare, trebuie să plătești o taxă ASF, deci doar la cumpărare, de 0,06% din valoarea tranzacției, pe lângă cei 0,43% pentru Tradeville. Într-un material precedent, am făcut anumite calcule pentru o sumă investită lunar, cât de mult ar trebui să plătești lunar în comisioane. Și am ajuns la următoarele rezultate Rezultate. Pentru acțiuni aproape 13 lei, pentru obligațiuni 2,5 lei, pentru titluri de stat 2 lei, pentru ETF-uri aproape 4 lei și pentru dividende 15 lei. Pentru că ți se distribuie și am discutat despre anumiți emitenți. O să-ți las un link către acest material ca să-l aprofundezi. Comisioanele lunare erau de 21 de lei, adică 0,69% din suma investită lunar. Și creasem două scenarii în momentul în care să spunem vrei să investești inițial 5.557 de lei, o investiție lunară de 1.667 de lei cu un randament estimat la 14% și să spunem că estimezi că investești doar 10 luni și investești doar 10 luni, atunci valoarea viitoare a investiției la acest randament ar ajunge la 24.000 de lei, ai avea un câștig de 1.633 lei, dar trebuie să plătești aceste comisioane, 158 lei. Pentru investiția din scenariul 2, aceleași sume investite inițial 5.557 de lei și lunar 1667 de lei, la un randament de 14% anual și un randament al dividendului de 7%, dacă ai investi 44 de luni, atunci ar trebui să plătești un comision de 759 de lei prin platforma Trade. Toate aceste calcule au fost explicate în materialul precedent. Și pentru fiecare scenariu ai odată comisionul inițial, 32 lei în acest caz, comisioanele lunare 127 de lei și pentru că nu primești dividende în acest scenariu și nu reinvestești dividendul, plătești 158 de lei. Problema este, în momentul în care primești dividende și nu ai sume foarte mari care îți vin din dividende și vrei să reinvestești dividendele pentru că ești în perioada de acumulare, atunci plătești același comision inițial, lunar, 557 lei pentru 44 de luni, plătești 60 de lei comisioane în dividend și 110 lei pentru că trebuie să reinvestești dividendele și ajungi la un 759 de lei pe toate acele luni, da? 44 de luni. Iar în cazul acesta plătești pentru 10 luni de investiție, 158 de lei. Persoanele care au fost nemulțumite să spunem, însă asta este realitatea, nu ne plângem, găsim tot timpul soluții, au fost în principal de această știre. Taxa pentru distribuirea dividendelor în contul clientului trebuie să plătești 5 lei pe fiecare dividend sau trebuie să plătești, dacă, bineînțeles, valoarea este mai mică decât 5 lei, trebuie să plătești 1% la valoarea încasată, numai puțin de 0,2 euro. Și acum o să vină sezonul dividendelor și atunci, bineînțeles, dividendele pe care le vei încasa o să suporte contul tău de brokeraj aceste taxe adiționale. Și o să spui, da, dar nu mă interesează pe mine, ei bine, în 10 ani ai avea comisioane totale de 4527 de lei și comisioane totale de 15.000 de lei dacă faci replicare la bet prin 6 companii pe Tradeville la aceste comisioane. Și atunci, ți se par mari, ți se par mici, contează și costul de oportunitate al capitalului. Banii aceștia pot fi reinvestiți sau o parte din ei, bineînțeles că nu poți să salvezi între comisiori, pentru că și îți prestează un serviciu și tu plătești un serviciu de brokeraj. Dar vreau să zic, dacă ai diminua acest comision, bineînțeles că te-ar ajuta banii respectiv să-i atribui în valoare adăugată sau, bineînțeles, să îi reatribui în piață. Și atunci am observat în alt material precedent, o să-ți las un link și pentru acesta, pentru 10 ani replicarea indiciului bursier BET prin 6 companii te-ar costa 58 de lei inițial, la o sumă investită inițial, 2844 de lei lunar, pe dividende Dar costa taxa de distribuție și, bineînțeles, comisioanele de reinvestire dividend și vedem că totalul ar fi de 4.527 de lei și atunci gândește-te pe 10 ani, să spunem, ce comisioane ar trebui să plătești chiar și la ETF pentru că am făcut toate aceste calcule. Întrebarea este, putem să găsim un broker mai bun să reducem aceste comisioane? Adică vedem replicare bet în 20 de ani, trebuie să plătim 15.000 de lei, 3.000 de euro. Bine, e foarte puțin în 20 de ani de zile, dar haideți să vedem și ce alte alternative avem pentru că avem și povara impozitelor, CSS-ul, bineînțeles, sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul când investim și trebuie să suportăm mai multe cheltuieli. Acum, care este cel mai ieftin broker? Ne vom uita pe toți acești broker, ne vom uita pe Tradeville, beta trade. Îți arată imediat toți brokerii. Vreau să vedem pentru că din acești broker unul poate să fie destul de ieftin pentru tine în funcție de situația particulară, repet pentru că trebuie să adăugăm anumite criterii. În funcție de câți emitenți achiziționezi lunar, în funcție de suma pe care o aloși lunar, din cauza faptului că unele comisioane sunt fixe, altele sunt relative, altele sunt minime, altele sunt extra și așa mai departe, se schimbă calculul. Prin urmare, care este cel mai ieftin broker? O să facem împreună niște simulări și o să ne uităm pe diferite scenarii. Pentru că răspunsul este depinde. Știu, nu-ți place deloc acest răspuns, nici mie nu-mi place, dar în acest material o să ajungem la o soluție, la o concluzie pentru fiecare scenariu și nu o să lăsăm acest depinde să graviteze așa în jurul întrebărilor noastre. Da, ca un răspuns ambigu. Și avem așa: Tradeville, BT Trade, Prime Transaction, Goldring, BCR Broker și noul broker investimental sau investimental, cum vrei tu să-l numești. Și atunci, dacă vrei să vezi, care este cel mai bun comision pe diferite scenarii, pe diferite niveluri, pe dividende și așa mai departe, ai toate aceste informații și înnebunești. Așa că ce am făcut a fost să centralizez toate aceste informații și să ne uităm pentru fiecare broker în parte, pentru fiecare clasă de active și o să tratăm simulările pentru acțiuni. Da, o să ne uităm pe acțiuni și o să vedem care este cel mai bun în funcție de anumite sume de investit. În primul rând ne uităm la Tradeville, la clasa de active acțiuni. Avem un comision din valoarea tranzacției de 0,43% plus 1,5 lei pentru fiecare tranzacție efectuată. Pentru BT Trade de la Banca Transilvania, tot pentru acțiuni, avem 0,80% din valoarea tranzacției și nu avem niciun comision de tranzacție suplimentar. O să vezi, contează foarte mult în simulările pe care le efectuăm în cele ce urmează. La Prime Transaction, dacă ne uităm, observăm 0,80% tot pentru clasa de active acțiuni din valoarea tranzacției și un leu suplimentar pentru fiecare tranzacție în parte. La Goldring, care oferă, am văzut în 12 luni o ofertă și ai o reducere, dar am tratat comisionul de sine stătător, nu l-am luat în calcul pe ofertă pentru că nu știu cât țin această ofertă sau știu și eu vreau să ne uităm pe termen lung. Și vedem 0,60% tot pentru acțiuni și 1,5 lei pentru fiecare tranzacție efectuată. La BCR Broker avem 0,40% pentru clasa de active acțiuni din valoarea tranzacției, dar avem un comision de minimum 10 lei pe tranzacție. Adică, dacă 0,40% din valoarea tranzacției, atenție, pe fiecare ordin, pe fiecare tranzacție este mai mic decât 10 lei, atunci trebuie să plătim 10 lei. O să vezi că acest broker este foarte bun pentru anumite tranzacții, pentru anumite scenarii, dar în același timp neavantajos pentru investiții mai mici în mai mulți emitenți. O să discutăm despre asta. Și avem noul broker investimental, care nu zic că nu este oportun și așa mai departe, însă nu ar trebui nici să fugim după cel mai ieftin broker, așa a apărut un nou broker gata, fugim după el, trebuie să tragem concluzii bine informate. Știu că sunt foarte multe persoane care folosesc coduri de afiliere și îți prezintă arbitrar anumite, să zicem, aspecte foarte pozitive și să te facă bineînțeles să-ți faci con. Nu, aici discutăm imparțial, niciun broker nu mă sponsorizează, n-am niciun cod de afiliere, așa că vreau să tratăm imparțial această analiză. Deci, pentru Investimenter, care este un nou broker, pentru Bursa de Valori din București, avem un comision pe tranzacție de 0,47% pentru clasa de active-acțiuni și 1,45 lei suplimentar pentru fiecare tranzacție efectuată și nu avem, o să discutăm în ceea ce urmează, nicio taxă pentru distribuția de dividende, deocamdată, ceea ce poate să fie atractiv din acest aspect. Acum, pentru obligațiuni, dacă ne uităm pentru obligațiuni corporative, avem 0,20, 0,20 în principal, la BCR Broker 0,14 și la Investimental 0,20. Pentru titluri de stat avem 0,10, 0,20, 0,10 la Prime, la Goldring 0,10, la BCR Broker, deși nu este în grade uh, comisioane, am discutat uh, cu un operator de acolo și mi-a spus că este 0,05 de fapt pentru titluri de stat Fidelis și la Investmental avem 0,10% pentru titluri de stat. Pentru Comision tranzacții deja am discutat și la taxa pentru distribuția de dividende avem la 3,5 lei, la BT Trade 10 lei, la Prime Transaction 12 lei, la Goldring 5 lei, BCR Broker 12 Lei pentru că este 10 lei plus TVA și la investimente nimic. Deci vezi parcă la Tradeville, deși nu-ți convine acest comision, evident această taxă, totuși este mult mai mică decât BT Trade, mult mai mică decât Prime Transaction, mult mai mică decât BCR Broker. Este la fel ca Goldring, ei practic nu aveau înainte această taxă și acum o au. Deci nu este ca și când au vândit cu ceva nou ca să te stoarcă de bani, cum am mai auzit și așa mai departe. Deci trebuie să fim imparțiali, înțelegi? Nu trebuie să criticăm lucruri care nu trebuie criticate, dar unde putem critica o facem în una. Și atunci nu o să stăm să intrăm în toate grilele de comisioane, în toate anexele de la toți brokerii, dar o să ne uităm pe anumite informații. Da, uite, de exemplu, vreau să ne uităm peste cei de la BT Trade, o să ne uităm peste cei de la Prime Transactions, da, să vedem pentru că sunt mai multe tipuri de comisioane și în funcție de niște praguri. Și trebuie să menționez aceste praguri, chiar dacă noi o să lucrăm cu primul prag, cel mai mic. Prin urmare, la BT Trade și la alți broker sunt mai multe niveluri. Aceste niveluri sunt foarte importante pentru că sunt persoane care investesc peste 50.000 de lei lunar sau în 3 luni. Sunt persoane care investesc peste 100.000 de lei, dar am tratat pentru primul prag, sub 50.000 de lei. Și atunci acest comision este de 0,8% pentru acțiuni și 0,2% pentru instrumente cu venit fix. Dacă investești mai mult, comisionul este mai mic. Am vrut să spun acest aspect ca să știi. La Prime Transaction, la fel, poți să ajungi să plătești 0,39%. Bine, sunt investiții destul de mari, lunare. În general, poate persoane juridice sau știu și eu, persoane care au foarte mulți bani, investesc, dar ți-am adus atenție să știi că sunt diverse praguri. Nu este fix 0,80%. Dacă ajungi să investești mult mai mult, atunci o să să plătești și mai puțin la tranzacția pe care o efectuezi. Dar noi o să tratăm acest comision pentru că se aplică la majoritatea investitorilor. La Goldring, ți-am spus, este o ofertă și poate că o să zici, da, de 0,42%, nu 0,60%. Corect, din ce am înțeles, este pentru 12 luni. Eu n-am cont la Goldring. Poate să fie avantajos pentru 12 luni. Este foarte aproape de Tradeville, dar după o să fie 0,60%. Bineînțeles că se poate schimba oricând. O să tragem anumite concluzii la final și despre asta, dar observăm și la titlul de stat că există cumva o reducere. Dar ți-am spus, pe o perioadă limitată, care bineînțeles până la urmă poate să nu mai existe această ofertă și atunci nu vreau să tratăm lucruri conjuncturale. La BCR Broker mi-au trimis pe mail aceste comisiuni actualizate 0,40% pentru România și vedem un comision minim pe ordin de 10 lei și acest comision este destul de important. De ce? Comisionul minim se aplică la finalul fiecarei zile de tranzacționare atunci când valoarea comisiunii procentual aplicată la valoarea acumulată a tranzacțiilor zilnici aferente unui singur ordin, atenție, unui singur ordin de tranzacționare este mai mic decât comisiunul minim. Deci vreau să zic pentru ordinul respectiv 0,40% din el, dacă este mai mic decât 10 lei, atunci trebuie să plătești 10 lei. Și o să vezi, dacă distribui 10.000 de lei lunar, 5.000 de lei lunar, 3.000 de lei lunar, în 5 emitenți, sunt 5 ordine diferite, practic, lună de lună și atunci o să plătești acest 10 lei, 10 lei, 10 lei și o să fie foarte scump față de alți brokeri unde este mult mai mic și este per tranzacție. Discutăm imediat. Și la investimental, unde vezi zero perceput de investimental, într-adevăr nu ai taxă în casare dividende deocamdată. Foarte important să știi, sunt multe lucruri, mai ales pentru broker noi, în care te atrag cu diverse avantaje, după care le introduc, pentru că vor și să se ridice la nivelul pieței. Din nou, nu este o problemă dacă ar face asta, pentru că până la urmă piața decide prețul, da? cerere și ofertă. Și atunci, dacă bineînțeles o să introducă taxa pentru încasarea de dividende mai târziu și tu ai trecut la investimental pentru că nu ai taxă din casare de dividende și o să o Că după nu trebuie să te iei de ei pentru că au introdus-o. De asta spun că trebuie să luăm decizii informa nu pe o lună, două, ci pe câțiva ani. Investițiile se fac pe câțiva ani și atunci trebuie să înțelegem că mai devreme sau mai târziu o să se ridice și el la condițiile pieței. Și observăm, într-adevăr, pentru standard 0,47% plus 1,45 lei per tranzacție da, în România și pentru obligațiuni observăm 0,20% plus 1,45 lei și pentru titluri de stat mult mai puțin. Acum, dacă investești să spun spunem 700 de lei lunar. Da? A venit salariu și 700 de lei investești. Acum, poate vrei să-ți intri un broker, să spunem, banii copilului. Vrei să construiești un portofoliu pentru acesta. Sau să spunem, vrei să investești pensia ta și poate vrei să investești și în alt broker. Nu sunt singuri bani, nu este tot capitalul sau poate că este investiția ta integrală lunară. Și atunci, unde investești ca să beneficiezi de cel mai mic comision? Ca să nu pierzi în comisiune. Pentru că contează foarte mult, mai ales la această sumă. Da? O să vezi, din punct de vedere procentual, comisionul este destul de mare. Așa că vreau să ne uităm, dar nu pur și simplu pe broker. Vreau să ne uităm, să vedem, dacă investești 700 de lei într-o companie, sau în două companii, în trei companii, în șase sau în ce impact în comisioane există. Pentru că așa putem identifica cel mai ieftin broker pentru situația ta. Prin urmare, dacă investești 700 de lei pe lună, este foarte important să discutăm pentru că poți investi în mai multe companii lunar. De exemplu, poți investi 700 de lei pe lună într-o companie sau poate vrei în două companii sau poate chiar în nouă companii, deși este o sumă destul de mică și știi foarte bine, pe BVB nu poți să cumperi acțiuni fracționate deocamdată, dar poate în viitor o să poți. În fine, ideea este că poate chiar reușești tu să faci niște calcule. Să te apropii 700 de lei pe lună pe nouă companii, să zicem companii care se tranzacționează la câteva zeci de lei per acțiune. În fine, ideea este următoarea. Dacă vrei să cumperi mai multe companii, atunci comisioanele sunt diferite. Și ne uităm așa. Ne uităm la Tradeville, ne uităm la BT Trade, ne uităm la Prime Transaction, la Goldring, la BCR Broker și la Investimental. Pentru 700 de lei pe lună într-o companie sau în alte companii, care este cel mai ieftin broker? Și atunci, hai să vedem cine câștigă acest concurs, da? concurs referitor la, să spunem, cel mai atractiv broker, cel mai ieftin, pentru 700 de lei pe lună, observăm așa, avem diferite opțiuni și haide să dăm împreună citire. Ei bine, am făcut pentru tine aceste calcule și dacă vrei să investești doar într-o companie, Tradeville este cel mai atractiv, dar și Investimental. Dacă vrei să investești în două companii, tot Tradeville, BT Trade și Investimental. Și dacă vrei să investești în 3, 6 sau 9 companii, atunci cel mai bun este BT Trade pentru că are doar un comision procentual și nu are și o taxă suplimentară per tranzacție. Acum poate vrei să investești 1200 de lei. Investești puțin mai mult și vrei să investești în 3 companii, în 2 companii, în 6 companii. Cât de mult trebuie să plătești lunar în comisioane? Iarăși o să ne uităm în acest tabel, pentru că am făcut deja calcule pentru tine pentru fiecare emitent în parte sau, mai bine zis, în funcție de numărul de acțiuni sau companii pe care le cumperi, mai bine zis, ordine, ordine de cumpărare. Când s-au efectuat aceste ordine, atunci trebuie să suporti și comisionul. După, dacă vrei să investești 1200 de lei pe lună într-o companie, în două companii, trei companii sau mai mult, care este cel mai atractiv broker? Trebuie să ne uităm, pentru că sunt persoane care investesc această sumă de bani. Acum, la 1200 de lei, ce broker câștigă acest concurs? O să zici tot acei broker o să câștige, păi atunci de ce ne mai uităm? De ce mai analizăm? O să vezi mai târziu un pic la sume mai mari de bani și în mai puține emitenți că sunt alți brokeri mai atractivi. La sfârșit o să tragem linie și o să spunem pe diferite scenarii care este cel mai ieftin broker pentru tine ca să știi. Ei bine, pentru această sumă de bani observăm dacă investești doar într-o companie 1200 de lei pe lună, cel mai bun este Tradeville și Investimental. Dacă investești în două companii, atunci Tradeville, BT Trade și Investimental. Dar dacă investești în mai mult de trei companii lunar, această sumă, BT Trade, pentru că este un comision procentual. Și chiar dacă e 0,80%, acel 1,5 lei per tranzacție sau mai puțin pentru cealalt broker, atunci se strânge și se creează, să spunem, o povară mai mare în luna respectivă în comisioane. Dar vedem la trei companii, am pus și investimentul. Acum, dacă investești 2000 de lei pe lună, care este cel mai atractiv broker? Pentru că putem observa, trăivil este atractiv, investimentul este atractiv, dar BCR broker dintr-o dată pare atractiv. Da? Observăm acest aspect, după care observăm că BT Trade devine atractiv de la un punct, pentru că este fix acest comision, iar la BCR broker, în funcție de câte tranzacții faci, în câte companii investești, nu mai este chiar așa atractiv. Dar pentru o tranzacție, 2000 de lei într-o singură companie, observăm, este chiar cel mai atractiv. De asta spun că acel depinde, contează. Și atunci trebuie să discutăm pe scenariu. Acum, dacă vrei să investești 2000 de lei, care este cel mai atractiv broker? Dacă investești 2000 de lei pe lună, e foarte important, sunt multe persoane care investesc această sumă. Ei bine, BCR broker este cel mai atractiv dacă investești doar într-o companie. De ce? Pentru că ai acel 10 lei. da? Și atunci trebuie să plătești 10 lei sau 0,40% din valoarea tranzacției și atunci o să plătești 10 lei și este mai puțin decât pentru ceilalți brokeri. Ai văzut mai devreme. Sau investimentul este destul de atractiv. Dacă vrei să investești în două companii, 1000 de lei cu 1000 de lei de exemplu, atunci Tradeville devine cel mai ieftin și investimentul. În trei companii, tot Tradeville și investimentul, dar la șase companii sau nouă companii, deja avem BT Trade cel mai atractiv. Acum dacă vrei să investești 3000 de lei pe lună, care este cel mai ieftin broker? O să ne uităm împreună, pentru că vedem BT de trade este fix, BCR Broker observăm este atractiv iarăși pentru o singură tranzacție, pentru o singură companie și vedem și alți broker pe diferite scenarii. De aceea investiția de 3000 de lei pe lună este cea mai eficientă din punctul de vedere al comisioanelor prin BCR Broker pentru o singură companie sau prin Investimental, după pentru două companii, trei companii sau șase companii lunar este Tradeville și Investimental, dar de la șase companii și 9 companii este BT Trade. De ce este BT Trade? Pentru că observăm la 6 companii plătești 24 de lei și la 9 companii tot 24 de lei. Și e mai scump pentru Tradeville, este mult mai scump pentru BCR Broker și mai scump pentru Investimental. Iar pentru Prime Transaction și Goldring este mai scump. Dacă vrei să investești 5.000 de lei pe lună, care este cel mai atractiv? Vedem deja că BCR Broker devine atractiv și pentru două companii. Foarte interesant, chiar și pentru trei companii la această sumă. Deci BCR Broker practic este cam cel mai atractiv dacă investești mai mult în cât mai puține companii, dar observăm în felul următor: cel mai atractiv pentru o companie și două companii este BCR Broker. Observăm în cazul acesta: Tradeville este cel mai atractiv pentru trei companii, 6 companii și 9 companii, și investimentul este cel mai atractiv pentru trei companii, 6 companii și 9 companii. Acum observăm 10.000 de lei pe lună să vedem care este cel mai atractiv. Dintr-o dată, BCR Broker devine foarte atractiv la 40 de lei, dar vedem că și trade este foarte atractiv, iar BT Trade nu mai devine atât de atractiv pentru că vedem 80 de lei lunar chiar și pentru 6 și pentru 3 și pentru 9. Deci nu mai este atractiv la acest prag cum a fost până acum. Deci BCR Broker câștigă practic această rundă la 10.000 de lei pe lună pentru o companie, pentru două companii, pentru trei companii. Trade îl câștigă pentru 6 companii și pentru 9 companii, dar și Investimental câștigă tot pentru mai multe companii la 10.000 de lei pe lună. Acum o să ne uităm la taxa pe distribuția de divi foarte important, Investimentul am văzut că nu, are deocamdată, Tradeville vedem că are 5 lei, observăm BT Trade are 10 lei, observăm Prime Transaction 12 lei, Gold Ring 5 lei și BCR Broker 12 lei. Deci pentru 5 dividende pe care le primești separate de la 5 emitenți separați, plătești 25 de lei pentru Tradeville, 50 de lei la BT Trade, 60 de lei la Prime Transaction, 60 de lei aproximativ la BCR Broker și 25 de lei la Gold Ring. La investimentul nu plătești deocamdată nimic, dar cel mai probabil o să integreze și el ca Tradeville și ca Goldring, pentru că astea sunt măsurile de piață. Acum observăm că cei mai buni, cei mai eficienți pentru dividende rămân în continuare Tradeville și Goldring, da? dar investimentele este cel mai bun în punctul de față pentru că nu percepe niciun astfel de comision pentru distribuția de dividende. Atenție! Acum! Și chiar ar fi cazul să integreze la un moment dat taxa pentru dividende pentru că este economie de piață și niciodată nimeni nu oferă gratis nimic, totul are un cost și poate pentru faptul că în momentul acesta sunt noi pe piață, se introduce în Customer Acquisition Cost și practic suportă anumite cheltuieli sau își diminuează arbitrar, intenționat, deliberat din potențialul pe care ar putea să îl câștige doar ca să atragă mai mulți investitori și să crească platforma. Ceea ce este o politică destul de bună, să spunem, dar trebuie să tratăm lucrurile pe termen lung. Deci n-ar fi rău să introducă. De asta, dacă primești mail de la ei sau de la altcineva că introduc, trebuie să te uiți în ansamblu și față de ceilalți. Acum, poate unul dintre ei o să înceapă să scadă. Asta e foarte interesant. Poate BT3 o să zic că, uite, suntem foarte mari, suntem și o bancă, noi banca Transilvania nu o să mai percepem sau o să fie 2 sau nu o să mai fie. După care o să se ducă mulți către BT3 și o să vină Golden și o să spună nu mai percepem nici noi. Și atunci o să tragă în jos, poate o să vină și alții și așa mai departe. În timp, bursa de vor din București o să crească, o să fie mai mulți operatori și poate că o să scadă spre zero și aceste taxe. Și a venit momentul, hai să vedem care este cel mai ieftin broker pe diferite scenarii, una sau două companii, să zicem că vrei să investești lunar, dar sub 1200 de lei, poate vrei să investești în 3-9 companii sub 1200 de lei, atunci alt broker este mai atractiv. Dacă vrei să investești în una-două companii peste 2000 de lei sau în 3-9 companii peste 2000 de lei. Și o să ne uităm și la taxa pentru distribuția de dividende, pentru că acum vine sezonul dividendelor și bineînțeles o să trebuiască să suportăm niște taxe adiționale. Prin urmare, vedem așa... Acestea sunt rezultatele. Le vom aprofunda împreună. Dar vreau să ți le arăt pentru că observăm pe întreg tabelul se împrăștie cumva concluzia în sensul în care avem broker care sunt atractivi pentru o sumă de bani investită lunar, dar în puține companii avem alți broker care sunt oportuni pentru alte tipuri de investiții în funcție de quantum și număr de tranzacții. De asta vreau să aprofundăm împreună acest tabel. Deci, care este cel mai ieftin broker? Atenție, nu cel mai bun broker, cel mai ieftin broker. Ei bine, dacă investești în una sau două companii lunar sub 1200 de lei inclusiv, atunci am pus că cel mai bun este Tradeville și Investimental. Da? Dacă investești în 3 nouă companii sub 1200 de lei lunar, cel mai bun este BT Trade. Dacă investești în una-două companii peste 2000 de lei lunar, cel mai bun este BCR broker. Dacă investești în 3-9 companii peste 2000 de lei, cel mai bun este Tradeville sau Investimental. Și dacă investești, să spunem, pentru dividende și ți se distribuie dividende, cei mai ieftini sunt Tradeville, Goldring și Investimental, care în momentul de față nu percepe nicio taxă. Ei bine, toate aceste rezultate la care am ajuns au fost într-un Excel, într-un instrument de lucru pe care ți-l dăruiesc. O l ai disponibil în momentul de față pe investiții.foxen.ro poți accesa acest link, după care poți să descarci acest instrument de investiții. În momentul în care îl descarci, intri și poți selecta diferite sume. Poate că tu investești, să spunem, în 12 companii sau poate în 3 companii și n-am pus eu sau știu și eu 7 companii și investești 4.335 de lei. Îți dau un exemplu. Poți să schimbi și parametrii, am automatizat în Excel și o să vezi care este cel mai bun broker la ora actuală pentru tine. Așa că intră pe investiții.foxen.ro, nu trebuie să achiți niciun cost și descarci acest Excel instrument pentru tine. Am câteva sugestii pe care aș vrea să le discutăm, sugestii pentru investiții, poți avea cont la 2 broker plus, nu este obligatoriu un singur broker, atenție! Sunt foarte multe persoane care dacă un broker, să zicem, devine prea scump sau dacă un broker face ceva și așa mai departe, își mută totul repede către altul. Nu! Atenție! Nu cunosc niciun investitor în cercul meu de cunoscut, să spunem, care să aibă dețineri importante și să-și mute deținerile foarte repede pentru că un un broker a venit și a introdus, să zicem, o taxă pentru distribuția de dividende și așa mai departe. Cine are investiții foarte mari nu mișcă instrumentele financiare așa ușor dintr-un broker în altul. Îți spun din proprie experiență. Dar asta nu înseamnă că nu e bine să ai cont la doi broker, la trei broker. Uite, de exemplu, dacă vrei să investești și să nu plătești acea taxă pe dividende, poți să zicem, până când o incluzi de la investimentul. Sau, dacă vrei, ești la Better Trade și vrei să ai o taxă pe distribuția dividende mai mică, poți să te duci la Tradefill și la Goldring, pentru că ai văzut, au taxe mai mici. Dar asta nu înseamnă că nu poți să rămâi la Better Trade și să investești în mai multe companii dacă investești, ai văzut sub o sumă de bani, pentru că nu o să mai plătești așa mult în acele comisioane. Poți să ai 2-3 broker, nu trebuie să ai unul singur. Iarăși, la sume mici, ai două opțiuni, ETF Bet sau două companii maxim. Dacă investești puțin, nu te duci în prea multe companii. Știu, e vorba și de riscul de piață, nu doar să diminuiesc comisioanele. De asta ETF Bet poate să fie destul de bun, chiar dacă are acel ter de 1,51-1,52% și am făcut împreună calcule. Poți să investești în ETF Bet până când investești mai mult sau în maxim două companii lunar, poți să alternezi luna asta două companii, luna viitoare alte două companii și așa mai departe. Dar ai văzut ce comisioane sunt. Dacă ești în perioada de acumulare, încearcă să eviți dividendele. Nu mereu. Dividendele sunt foarte importante, sunt practic fructele pe care le din pomii fructiferi care au înflorit. Dar dacă poți să structurezi portofoliul astfel încât să plătești CSS doar în alte situații și să eviți css sau aceste taxe de dividend și așa mai departe la prea mulți emitenți, atunci încearcă să identifici oportunități care să fie optime pentru tine. Investești într-un portofoliu de dividende până la eveniment CSS. Poți să investești într-un portofoliu de dividende, știi foarte bine că ți erodează foarte mult când se creează evenimentul fiscal CSS, dar după poți să migrezi către ETF-BET pentru acum până la comisioane mari, că și acolo. Comisioane nu sunt atât de mari relative, an de an, până la un punct, după devin mari. Și atunci poți să ai o parte acolo, o parte acolo și să optimizezi. Nu există o singură variantă, sunt mai multe variante, știi că tot timpul încurajez pe acest canal o mentalitate în abundență. Nu avem doar o opțiune, nu avem trei opțiuni, avem multe opțiuni. Așa că haideți să-l optimizăm împreună. În regulă, sper că ți-a plăcut acest material, am sunt toate informațiile pentru tine. Te invit să faci tranzacții bursiere, te invit să-ți construiești portofoliul de investiții, trebuie să lași și mie un comentariu să-mi spui ce broker folosești și de ce folosești acel broker. Pentru că sunt multe persoane care se plâng pentru această taxă de dividend că o să le erodeze din portofoliu și înțeleg. Înțeleg foarte bine. Bineînțeles, nimănui nu-i place să plătească, dar trebuie să înțelegem că se prestează și un serviciu și că s-au ridicat la nivelul pieței. Nu că e o apărare a nimănui. N-am niciun interes, absolut niciun interes, dar încerc să gândesc rațional înainte să mă plâng și așa mai departe Acum, vreau să te întreb, ce broker folosești, spune și mie, te rog, și o justificare, sau ți-ai mutat acțiunea de la Tradeville către alt broker, folosești doi broker sau trei broker și care este metoda ta pentru a-ți diversifica capitalul într-un broker sau în mai mulți brokeri. Te invit să împărtășești acest material cu un prieten sau cu un membru din familie ca să aleagă și el sau ea Brokerul cu cele mai mici comisioane. Hai să construim portofoliul și hai să reducem comisioanele cât putem de mult pentru că reprezintă un cost care se acumulează periodic dacă investim periodic. Mi-a făcut plăcere să-ți prezint acest material și ne vedem pe canal cu un nou episod. Te salut!